Slăvit să fie Domnul! Amin! Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi, cei care le aveți a dumneavoastră, să citim 3 versete din Cartea Tit, capitolul 2, și anume versetul 11, 12 și 13. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Două precizări aș vrea să fac înainte de a intra în predică. Am asistat la primirea unor noi membri. Nu știu cât vă bucurați dumneavoastră de frații și surorile care au venit membri în adunare. Eu nu m-am bucurat foarte mult. Știți de ce? De 8 ani de zile, în cadrul comunității regionale Suceava, eu am fost responsabil cu zidirea spirituală a bisericilor mici. Deci eu trebuia să îngrijesc de bisericile mici. Și de 8 ani m-am străduit într-un fel să fac lucrul acesta și îmi dau seama cât de scump este un suflet și cât de mult pierdem noi cei de acolo. Eu aș vrea ca voi să veniți acasă înapoi. Și bisericile mici din România, cu care avem probleme, pentru unele biserici le-am propus să cumpărăm lacăt, țineți minte, departe de oraș, câțiva bătrâni, bunicii voștri, părinții voștri, urmează să poate să închidem adunarea, să ridicăm autorizația și să-i comasăm, să-i ducem în alte adunări. Noi vă așteptăm acolo, dar voia Domnului să facă. Amin. Fiindcă urmează un timp de predicare, Pavel spunea în Filipeni 4:12, știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. Dacă mă raportez la timpul acordat slujirii, știu să predic și puțin, știu să predic și lung. Stați liniștit, nu depășim programul. Aș vrea seara aceasta să avem un cuvânt de învățătură. Partea de evangelizare, cred că frații au făcut-o foarte bine. Fratele m-a întrebat de unde citești și eu am spus, stai că eu sunt încă în Tanzania. Am rămas acolo cu minte, avem și noi, din adunare, în Uganda, plecați cu familii, stabiliți acolo, ajutăm și noi cu cât putem, ca și biserică, și noi spunem că ajutăm mult. E o lucrare care trebuie făcută și pe care Dumnezeu o răsplătește. Domnul să binecuvinteze lucrarea lor. Amin. Eu în seara asta nu eram hotărât asupra unui cuvânt și am spus, Doamne, eu stau așa atent și cuvântul cu care va începe fratele aici va fi o idee de predicare pentru mine. Fratele s-a ridicat și a spus, fraților, îi harul lui Dumnezeu că suntem aici. Și eu am spus, slăvit să fie Domnul, vreau să predic despre har. Și Dumnezeu să mă ajute. Acum eu știu că dumneavoastră aveți evangelizare, eu sunt într-o situație un pic igrantă așa, eu nu sunt evanghelist. Mă tem că predica mea nu o să aibă impact asupra bisericii. Dumneavoastră până acum ați trăit așa pe înălțimi spirituale. Eu de regulă sunt evanghelist și evanghelistul, adică învățător, și învățătorul câteodată are șansă să plictisească. Mă rog, Domnule, eu nu vreau oameni buni să vă plictisesc în seara asta, credeți-mă. De aceea vă rog să fiți atenți și rugați-vă Domnul să dea har. Amin? Când vorbim de lucrarea harului, ea e foarte vastă, ea e o permanență în viața noastră. Harul întâlnim la trecut, din Tit 2:11, că harul Dumnezeu care aduce mântuirea a fost arătat. Când a fost arătat? Ioan 1:17, la venirea Domnului. A fost arătat harul. Harul a fost arătat la timpul trecut, este la timpul prezent din Romani 5:2, lui datorăm faptul că prin credință ne aflăm în starea de har. Har va fi și în viitor din 1 Petru 1:13, încingeți-vă coapsele minții, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus. Deci har a fost, har este și har va fi pentru noi. Mulțumim Domnului pentru asta, amin? Când vorbim de lucrarea care o face harul, spun apostolii în Fapte 15:11 că noi credem că noi ca și ei suntem mântuiți prin har. Mântuirea noastră este prin har, fraților. Noi avem de la Dumnezeu un suflet, un lucru extraordinar de valoros. Sufletele noastre sunt la fel. Spunea Domnul în Luca 9:25, și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Deci mântuirea sufletului nostru e prin Harul lui Dumnezeu. Și ăsta e un lucru foarte important. Harul lui Dumnezeu ne zidește. Dimineața am vorbit de zidire. Pavel, stând de vorbă cu prezbiterii din Efes, acolo la Milet, spunea Fapte 20:32. Și acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului și a Harului lui Dumnezeu, care vă poate zidi sufletește și da moștenirea împreună cu cei sfințiți. Vreau ca Harul să ne zidească în seara aceasta, amin? Amin. În Galateni 1:15, Pavel spunea, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei, m-a chemat prin Harul Său. Chemarea noastră la pocăință e prin Har, fraților. Eu spuneam că s-a uitat Dumnezeu din cer asupra satului meu, care se cheamă Bosangi, o comună mare cu mii de oameni, și-a hotărât Dumnezeu să mă cheme la pocăință. Și o cântare veche spunea, ce ai găsit, ce ai găsit, Doamne, de mai mântuit? Cu ce ați fost voi mai buni decât ceilalți? Numai Harul Domnului a fost acela care v-a chemat la pocăință, care v-a adus în adunarea sfinților și care vă binecuvintează. Hai să lăudăm Harul ăsta mare lui Dumnezeu. Când vorbim de lucrarea Harului însă, Harul mai face ceva. Și Pavel spunea în Tit aici că Harul ne învață. Contează tare mult ce învățători ai. Că s-ar putea o lecție bună să ți-o predea un profesor bun. Și o lecție bună să ți-o predea un profesor rău. Domnul spunea Matei 11:29, învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. Dar Pavel spunea despre Himeneu și Filet, i-am dat pe mâna Satanei ca să învețe să nu hulească. Măi, lecția bună, nu-i bun profesor. Eu aș vrea să fim în clasă la Domnul Iisus. El să fie învățătorul nostru și să ne învețe prin Har. Foarte important în viața de credință este învățătura. Foarte. Pentru că această învățătură creează dependență. Când vorbim de robie, există și robia învățăturilor. Frații mei, eu știu de ce sunt penticostan? Că m-am născut într-o familie de penticostan. Părinții mei au fost penticostali, bunicii mei au fost penticostali, a fost învățat că trebuie să merg la stăruință, să primesc botez cu Duhul Sfânt, exersarea darurilor spirituale, și eu sunt penticostal. Un adventist, știți de ce e adventist? Că el a fost învățat că trebuie să nu sabatul, adventiștii, reformiști, nu mănânce carne, cu zeciuială, cu tot. El așa a fost învățat și așa crede. Un ortodox e ortodox, că el a fost învățat să creadă în Mama Domnului, în sfinți, în icoane, în cruci și în celelalte. Ca un om să schimbe credința, că noi vrem să schimbe credința, nu poate. Pentru că omul este rob învățăturii pe care o primit-o. Ca un om să schimbe credința, el trebuie să schimbe întâi învățătura. Să spună unei învățături, aici pun capă la învățătura asta și îmbrățișez învățătura aceasta. De aceea învățătura este foarte importantă în viața noastră de credință. Și Domnul, când a vrut să ne învețe, ne-a trimis un profesor extraordinar și a lăsat pentru învățătura noastră Harul, și Harul lui Dumnezeu ne învață. Eu voi sintetiza și mă uit atent la ceas. Ce ne învață Harul lui Dumnezeu? Las mai mult o schiță de predică decât o predică. Harul lui Dumnezeu ne învață două lucruri. În primul rând ne învață să vorbim și apoi ne învață să trăim. Amândouă sunt importante în viața noastră de oameni pocăiți. Harul lui Dumnezeu ne învață să vorbim. Când citim de la Tit, capitolul 2, versetul 1, tu însă vorbește, lucru care se potrivește cu învățătura sănătoasă, și coboară în jos. În următoarele versete, urmăriți dumneavoastră de câte ori se vorbește de vorbire, de învățătură, de sfătuire, căci Harul îl învață pe un om să vorbească. Harul ne învață cui să vorbim. Și să știți dumneavoastră, un om care are Harul lui Dumnezeu se poate adresa la toți oamenii. Spune că cei bătrâni, spune că femeile bătrâne, sfătuiește de asemenea pe tine, sfătuiește de asemenea pe rob. Pavel prezintă categorii de oameni diferiți, dar omul care are har poate să vorbească tuturor. Când vorbim de învățătură, eu am întâlnit, fraților, oameni foarte simpli, extrem de simpli. Despre ei se spunea ca despre Petru și Ioan, oameni necărturari și de rând, care au cucerit adunările de intelectuali prin harul pe care le dădea Dumnezeu. Oameni cu o facultate și două facultăți au rămas uimiți de învățătura unui bătrân simplu, peste care era Duhul Sfânt și harul lui Dumnezeu. Dacă doresc ceva, doresc ca Domnul să ne dea har în vorbire, fraților. Harul ne învață cui să vorbim, ne învață punctual ce să vorbim. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrenii de cinste, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie, și sunt câteva sfaturi pe care eu voi trece în seara asta, care poate ar fi importante pentru noi, dar pe care vă rog ca dumneavoastră să le citiți acasă. Sfaturile acestea n-au nevoie de multe interpretări. Spune că femeile să fie așa, bărbații așa, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați, sfătuiește pe rob, și harul ne învață la fiecare ce să-i spunem. Știți cât e de important lucrul ăsta pentru un predicator și știți cât e de important pentru fiecare din voi, că atunci când vorbești cu om să-i spui ce trebuie lui să-i spui. Că eu degeaba vin cu o predică grozavă în adunare, care o știu foarte bine și care nu-i necesară bisericii, nu? Pe voi vă doare capul și eu vă fac frecții la picioare. Asta nu are niciun efect. Dar când harul lui Dumnezeu te învață ce să vorbești, eu am văzut astfel de minuni. Când oamenii au rămas, că spune Biblia, vor rămâne surprinși, vor spune, măi, Dumnezeu e mijlocul vostru. Când vorbești unui om care nu-l cunoști. Îmi povestea odată un frate, un prieten de-al meu, care e păstor și proroc, era într-un mare spital din Chicago. Cobora cu liftul, un spital mare. Și în lift s-a suit un doctor. Și el l-a prins pe după cap pe doctor, care nu l-a văzut. Și a început să-i vorbească. Și spune, așa plângeau omul ăla în hohote. O spus, omule, nu știu cine ești, e nevoia vieții mele, sunt întrebările care le pun eu. Dar fratele era proroc și Duhul Sfânt i-a spus, asta trebuie să-i spui la medicul ăsta din lift cu tine. Aș dori ca Domnul să ne dea călăuzire atunci când vorbim. Amen. Când vorbim cu colegii de serviciu, când vorbim la școală, cu fete, cu băieți, cu cei din clasă, ei au nevoile lor, oameni buni, și noi trebuie să le vorbim prin harul lui Dumnezeu ceea ce au ei nevoie. V-am povestit că odată, în vremea lui Ceaușescu, asta e o poveste mai veche, un pocăit din Suceava cu o casă de copii a făcut o greșeală la locul de muncă, trebuia să plătească foarte mult și era caz penal. Directorul general de la combinat a spus, omule, du-te la București, du-te la domnul cutare, era ministrul industriei din vremea Ceaușescu, stai de vorbă cu el. Omul s-a dus în apartament, o stat de vorbă cu el, ministrul l-a bătut pe umăr și i-a spus, du-te acasă, lasă că o rezolvăm noi, din mâine te duci la lucru. Și fratele nostru, la plecare, a deschis serveta și din servetă a scos o sticlă de whisky și i-a dat cadou. Și directorul ăla, ministrul, s-a uitat la el, mi-a povestit cazul foarte bine și a spus, eu așteptam altceva de la dumitale. Era bine dacă îmi dădeai o Biblie, că eu whisky am destul. Și nu continui povestea, că e dramatică în ceea ce s-a întâmplat. Oamenii au nevoile lor, au nevoie de o vorbă, au nevoie de o încurajare. Mi-aduc aminte, eram la un congres în țară cu păstorii și un frate păstor l-apucă pe după umeri pe altul și îi spune, omule, nu e așa că ai făcut bine și ai ajuns rău, nu e așa că... Și celălalt care îi asculta a început a plânge, așa-i frate, așa-i, uite Domnul ce-ți vorbește. Așa de mult doresc ca Domnul să ne spună fiecăruia ce să vorbim, amin? În viața de cu zi, să ne învețe harul ce să spunem fiecăruia. Apoi harul ne învață cui să vorbim, ce să vorbim și cum. Aici la calitatea vorbirii parcă m-aș opri foarte puțin. Că Apostolul Pavel spunea, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine. Noi trebuie să dăm în vorbire dovadă de curățire. Pocăiții n-au două feluri de vorbe, ei au numai vorbe și vocabular curat, fraților. Amin? Amin. Asta ne învață pe noi harul. Ce înseamnă să dai dovadă de curăție, să vorbești curat? Uite, în Genesa 43:3, Iuda îi spunea lui Iacov, omul ăla, dregătorul, ne-a vorbit curat și ne-a spus să nu-mi vedeți fața fără fratele vostru. A vorbi curat înseamnă să vorbești tranșant, să vorbești hotărât, să nu ai vorbe cu două înțelesuri, să nu folosești diferite insinuări. Asta înseamnă a vorbi corect. Da-ul tău să fie da și nu-ul tău să fie nu. Omul ăla ne-a vorbit curat și ne-a spus așa. Așa vorbește în pocăit totdeauna. Și în limbi tot așa vorbește. Așa vorbiți și voi? Doamne ajută-ne! Parcă nu lasă loc de negocieri. Nu lasă loc de negocieri. Eu am povestit, dar copiii mi-au spus, nu mai povesti așa, tata. Aveam o vită de vândut și ca să o vinzi trebuie să negociez. A venit un negustor la mine și eu m-am gândit, cer atâta, am să mai las până la atâta. Și fratele vine la mine, frate, că era un negustor, pacea Domnului, frate Dragoș. Eu te cunosc, am auzit predicând, cât vrei pe animalul ăsta. Nu mai pot negocia cu tine, dă cât vrei și gata, ne-am înțeles imediat. Eu aveam alte gânduri. Îmi povestește un frate, un prieten de-al meu, când merge în Suedia, să cumpere o mașină. Și suedezul are el o procedură. Spune, tu scrii pe un bilet cât îmi dai pe mașină. Eu scriu pe un bilet cât vreau pe mașină. Și schimbăm biletele, dar prețul e la care vreau eu, nu care vrei tu. Ăsta se uită la mașină, mașină bună, să scrii, parcă nu știu că tu a scris 7.000 de euro, nu mai știu exact. Băi, merită mașina asta. Suedezul scrie și el prețul și face schimb de bilete. Când se uită, suedezul cerea 4.000. El îi oferi 7. Și îl întreabă pe suedez, și acum cum facem, domnule? Și că așa cum am spus eu, și spune, mă, oare era pocăit ăla? Întreba, oare suedezul era pocăit? Adică au spus, da, și da, au rămas. Omul ăla ne-a vorbit curat. În învățătură dă dovadă de curăție întotdeauna. Adică vorbește clar, vorbește tranșant, amin? Amin. Ce înseamnă să vorbești curat? Iosua 14:7. Vorbește realist. Că spune Iosua, iscoadele dinaintea mea au înnegrit țara, dar eu am vorbit după cum îmi spunea inima mea curată. Nu te uita ce spune ăla, ce spune ăla care e opinia generală, nu. Tu apără adevărul, tu vorbești curat și Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin, amin. Ce înseamnă să vorbești curat? Înseamnă să vorbești decent. Spuneam eu vineri seara în Efeseni 4:29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. În Efeseni 5:4, să nu se audă între voi cuvinte porcoase, glume proaste, vorbe nechibzuite. Se mai aud? Ce vă învață pe voi harul? Că harul e profesorul nostru, învățătorul nostru și harul ne învață să vorbim. Adică să vorbim decent, să vorbim frumos. N-aveți voi, oameni buni, să folosiți glume proaste, vorbe nechibzuite, cuvinte porcoase. Nu sunt îngăduite la un pocăit din limbi. Amin? Amin. În vorbire dă dovadă de curăție, de vrednicie. Ce înseamnă vrednicie? Pavel spunea 1 Corinteni 7:25, ca unul care am primit de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Băi, eu când predic, dacă vă spun, credeți-mă, oameni buni, credeți-mă. Pentru ce să vin cu exagerări? Pentru ce să vin, spuneam dimineață, cu povestiri închipuite? Pentru ce să cerșesc credibilitate de la voi, fraților, pe cuvântul meu, că așa e cum vă spun? Un om al lui Dumnezeu care vorbește prin har, el e vrednic de crezare, fraților. O spus fratele așa, păi eu așa cred. Amin? Amin? Să ne dea Domnul pocăința asta. Amin. Ce înseamnă o vrednicie? În Tesaloniceni 3:9 spune că în noi înșine v-am dat o pildă vrednică de urmat. La noi 35 de ani au fost prezbiter fratele Ion Ieremia, tata 10 copii, care au lăsat copiii acasă și au plecat în pușcării pentru credință. Și au făcut o vreme pușcărie. La noi omul ăsta, bătrânul ăsta, care era și proroc și un tată spiritual, eu spuneam, dacă fratele Ion ne spunea într-o duminică la amiază, oameni buni, azi nu mai ieșim pe ușa afară, azi ieșim pe geam tău. Toată adunarea ieșea pe geam, știți de ce? O spus fratele Ion, știi el de ce o spus. Atâta era omul ăsta de vrednic de crezare. Eu nu l-am găsit să vorbească în două feluri. Vorbea călăuzit de Dumnezeu, era un sfânt al lui Dumnezeu și el o da dovadă de vrednicie, vrednic de crezare, da? Și vrednic de a fi urmat, fraților. Mie îmi spun frații câteodată, frate Dragoș, tu lucrezi mult, am ieșit la pensie după 35 de ani, am pământ, am animale, lucrez acum și în comunitate. De ce? Zic, aș putea să lucrez mai puțin, dar vreau în mine să dau o pildă vrednică de urmat, că Pavel despre asta vorbea, ca toți să lucreze cu mâna lor la ceva bun, să nu așteptăm să primim ceva, să nu venim, dăm și iară dăm, că eu sunt mare, nu știu ce predicator. Unde trebuie dat, dați oameni buni, iar unde trebuie lucrat, să lucreze oameni. Amin? Pildă vrednică de urmat. Și tot la vrednicie spune Filipeni 4:8, tot ce este vrednic de primit. Trăim într-o explozie a tehnologiei, fraților. Informațiile circulă cu o viteză uimitoare. Dar eu nu trebuie să spun în adunare tot ce știu și tot ce am auzit și nici nu trebuie să predic lucruri care nu sunt vrednice de primit. Să ne dea Domnul înțelepciune, amin? Harul lui Dumnezeu ne învață să vorbim. Cui să vorbim, ce să vorbim și cum să vorbim. Să ne învețe și pe noi. Harul lui Dumnezeu ne învață ca să trăim. Și acum când vorbim de practica noastră, întrăirea pocăinței, Harul se ocupă de trecut, de prezent și de viitor. Ne învață să ne detașăm de trecut, să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești. Ne învață în prezent să fim sfinți și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Ne învață pentru viitor să fim plini de nădejde, așteptând arătarea zilei Marelui nostru Dumnezeu și Iisus Hristos. Harul ne învață să ne detașăm de trecut. Expresia asta, să o rupem, are de a face cu o lucrare un pic brutală. Are de a face cu promptitudine. Acum să o rupem, fraților. Să o rupem cu păgânitatea. Ce înseamnă păgânitate? Păgân înseamnă om fără Dumnezeu, om deosebit de rău. Care sunt caracteristicile păgânității? Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 5, din toate părțile se spune între voi că este păcat, este o curvie și încă o curvie, de ce e cum nici la păgân nu întâlnești. Deci, societatea păgână e caracterizată prin imoralitate. Că Pavel spune, poate acolo te-ai fi așteptat, dar nici acolo nu întâlnești așa ceva. Imoralitatea caracterizează societatea păgână. Și nu intrăm în amănunte, fraților. Sunt poftele lumești, o păgânitate din noi. Astea, noi trăim în firea pământească și ele îți cer tribut poftele astea. Dar vine Pavel spune să o rupem cu poftele lumești. Vorbeam parcă vine seara că sunt pofte culinare. Psalmul 78 cu 18. Au ispitit pe Domnul și au cerut mâncare după pofta lor. Sunt pofte sexuale. Din Matei 5, 28. Eu vă spun că oricine se uită la o femeie și o poftit-o, a și prea curvit cu ea. Sunt pofte vizuale. Ezechiel 20 cu 7. Luați dinaintea ochilor voștri idoli care vă atrag privirile. Psalmul 101, versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Și alte versete, știu eu, Iov 31, făcusem un legământ cu ochii și așa mai departe. Deci există pofte culinare în care noi cădem adesea, să știți. Pentru o mâncare bună, pentru cafea, anulăm o zi de post. Mă ierte, Domnul. Da? Există pofte sexuale, pofte vizuale și multe alte pofte. Dar vine Pavel și spune, oameni buni, rupeți-o cu păgânitatea și cu poftele. Să ne ajute Domnul, amin? Amin. Să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești și să trăim. Acum Harul ne învață să fim sfinți cu cumpătare, Dacă veți citi capitolul 2 din Tit și începutul capitolul 3, sunt prezentate vreo 4 categorii: bătrâni, femei în vârstă, tineri și robi. Sunt cerințe diferite, la unul asta, la unul asta, dar una este comună, e firul roșu al lui Tit, capitolul 2. Și veți găsi cumpătarea, apare și la bătrâni, și la femei bătrâne, și la tineri, și la robi. Ce înseamnă de fapt cumpătare? În limba română înseamnă echilibru. Un om cumpătat, o femeie cumpătată, o fată cumpătată, este un om echilibrat. Odată spuneam, noi suntem destinați să zburăm spre veșnicie. Știți câte calcule materiale și structura materialului e studiată când se construiește un avion? Că ce-ar fi o aripă să-i pui de plumb și una de dur aluminiu? Unde se duce avionul ăla? Nicăieri. Că avionul e foarte bine calculat, e foarte echilibrat. Noi într-o zi vom zbura spre cer, fraților. Ăla e destinația noastră. Ăia care nu sunt cumpătați nu o să poată zbura. A fi echilibrat. O unealtă agricolă. Eu, când am construit adunarea, m-am dus să torn temelia. Și am văzut o lopată nouă pusă acolo, în coadă, lângă gard. Eu am luat-o, am dat de câteva ori, am pus-o înapoi. O venit altora lopata, o dat de câteva ori, o pus înapoi. Știți ce? Nu era, unii mă înțeleg, nu era echilibrată. Când o ridicai, fugea mână. Era pusă într-o parte. Greu să lucrează pe o unealtă care nu e echilibrată. Dar cât e de greu cu un pocăit care nu-i cumpătat. Că dacă vorbim de cumpătare, vorbim Tesaloniceni 5:23, duh, suflet și trup. La toate cele 3 nivele, noi trebuie să dăm dovadă de cumpătare. La nivel de duh, este că de un frate spui, frate, dar nu facem stăruință, dar am rămas în urmă, dar ar trebui să facem, Domne strigă în adunare, îți impune punctul de vedere. Începe stăruința și el nu mai vine. Unde, frate, e plecat undeva? Nu, e pe acasă, nu vine. Sunt oameni din ăștia care au așa, eu întotdeauna, eu prefer un om cumpătat decât la un predicator care coboară foc din cer, Domnule, o predică, rămâi gura cascată. Și când îl pun a doua oară, are niște derapaje de nu știu cum să-i acopăr. Eu prefer unul mai modest, mai lin, dar care mă lasă să stau liniștit după amvon. Sunt oameni echilibrați, oameni cumpătați. Și în stările duhovnicești, noi trebuie să avem mult echilibru față. În stările sufletește, în gestionarea sentimentală. Eu am predicat odată cu un băiat, s-a îndrăgostit de o fată, așa de tare s-a îndrăgostit, s-a îmbolnăvit. Eu m-am căsătorit din dragoste, s-ar putea nevasta să mă aud acum. Acum 30 ceva de ani. Din dragoste m-am căsătorit, dar nu m-am pus bolnav cu febră 40, de ce? O iubesc pe cutare, nu. Mă ducem la lucru, facem treabă, deși o iubeam. Omul ăsta a căzut bolnav la pat. O venit cineva și undeva ce ai, îți îndrăgostit. Și omul ăsta îl sfătuiește cum să păcătuiască. Un om șiret, spune acolo. El profită de fata asta, își bate joc de ea și o alungă. Și spune Biblia că Amnon a urât-o pe Tamar mai tare decât o iubise la început. Ce oameni buni cu fluctuațiile astea sentimentale? Unde-i cumpătarea la nivel de sentiment? Odată spunea o fată, frate Dragoș, băietul ăsta așa mă iubește, la ora 2 noaptea îmi dă mesajă și bipuri, mă sună și nu poate fără mine. Zic, bun, dar pun-te în extrema cealaltă când te cerți și pe la 2 noaptea te scoală și te băgicurește. Că unul care e așa, el e și ins. Că ăsta omul e ca și curentul alternativ, ca sinusoida, când e sus, când e jos. Un pocăit, oameni buni, este un om echilibrat în toate domeniile vieții, și la nivel duhovnicesc, și la nivel sufletesc, și la nivel de trup. Odată mă întâlnesc într-o vară târzie cu un frate transpirat, tot muncea, că era grâu de pe are acasă, și spune, frate Dragoș, azi n-am mâncat nimic. Și am spus, măi, slavă Domnului, Ionică, dacă tu poți să-ți ții pe căldura asta o zi de post, ești un erou pentru mine. Nu-ți zi de post, n-am avut timp să mănânc. Și spun, nu ești pocăit atunci. Dacă n-ai avut într-o zi să mănânci, nu ești pocăit. Că un om pocăit e un om calculat, e un om echilibrat și la somn, și la mâncare, și la lucru, și în îmbrăcăminte. Eram odată în adunarea din Vicul de Sus, acolo era un om cu o mare autoritate. Numele lui era fratele Vasile Chelba, care ați auzit de el. Și se plângea el la amvon pentru niște tineri. Și spunea, măi surorilor, mă, de 2 ani de zile umblați cu fustă scurtă până aici. Vă așezați pe bancă și vi se văd genunchi. Am vorbit cu comitetul și v-am certat și v-am mustrat. Acum aveți vreo câteva luni când veniți cu fuste că le tăriți pe un... Dar el s-a schimbat moda, moșul nu știa. S-a trecut de la fustele scurte la fustele lungi. Uite că acum nici nu vă văd pantofi, aveți pantofi sau sunteți desculți? Și spunea fratele Vasile, măi, pocăința era până la jumătate pe undeva dacă vă îmbrăcați. Asta înseamnă cumpătare și în ținuta noastră, știți? Asta înseamnă cumpătare la nivel de duh, de suflet și de trup. Să ne-o dea Domnul tuturor, amin? Căci Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate. Cum adică să trăiești cu dreptate? Judecătorii 1:16. Am dat poruncă judecătorilor să judece cu dreptate. Judecați întotdeauna cu dreptate, amin? Adică în momentul când ești întrebat, când trebuie să iei o hotărâre, un verdict, un om trăiește cu dreptate, adică dă o sentință dreaptă, fără să caute la fața omului. Apoi omul care trăiește pentru sine cu dreptate. Psalmul 112, versetul 5. Ce bine merge omul care face milă, împrumută pe altul și își rânduiește faptele după, nu numai dreptate în verdictul care îl dau, în dreptate în fiecare zi, dreptatea în care trăiesc eu, în care lucrez eu, în care conviețuiesc eu. Asta ne învață Harul lui Dumnezeu. Așa să trăim, amin? Iar în Tesaloniceni 4:6 spunea, niciunul din voi să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate în treburi față de fratele său, că Domnul pedepsește toate aceste lucruri. Adică în relațiile noastre cu frații, întotdeauna să dăm dovadă de dreptate. Amin. Să ne ajute Domnul, amin? Amin. Fraților, Harul ne învață să trăim cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Timotei 3:16, și fără îndoială mare este taina evlavie. Cel care a fost arătat în trup, a fost dovedit desăvârșit în duh, a fost văzut de îngeri, a fost povăit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Taina evlavie începe cu întruparea și sfârșește cu înălțarea. Dacă veți urmări versetul acesta, taina evlavie a început la mine cu întruparea, Dumnezeu a îngăduit acum 60 de ani aproape să mă nasc, parcurg toate etapele evlavii și vreau să sfârșesc cu înălțarea în slavă. Doamne ajută-ne, amin? Amin. Pentru că există riscul evlavii, de altfel toți care vor să trăiască cu evlavie în Hristos, spuneți voi, vor fi prigoniți. Și nu intrăm la prigoanele astea fraterne care se întâmplă în adunări. Vorbim numai de Nero și Dioclețian, vorbim de Antonescu. Bunicul meu condamnat la 25 de ani, făcut ani grei de pușcărie, pentru că era credincios. Oare este prigoană și acum? Mai este, să știți, este și acum. Creștini sunt prigoniți, se spune că cei mai mulți creștini prigoniți sunt la ora actuală, de lumea musulmană și așa mai departe. Dar într-o seară, și cu asta închei, am avut un vis. Se făcea că eram la adunare la 9 și fratele Ieremia m-a pus la predică și mi-a spus, citești din Galateni și predici. Că după cum s-a întâmplat atunci că cel născut în chip firesc prigonea pe cel ce s-a născut prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Și eu spun la fratele Ion, frate, eu nu știu ce să predic. Asta era vis. În visul meu a venit un bărbat îmbrăcat în alb și mi-a spus așa, din versetul acesta spui următoarele lucruri. Și mi-au spus mai multe versete, lucruri care să le spun. A doua zi fratele s-a ridicat, a citit textul și a spus fratele Dragoș să explice. Și eu m-am dus tare bucuros că știam explicația. Una din ele știți care era? Ismail avea 14 ani și Isaac avea 1 an, da? Diferența lor. Un băiet, un vlăjgan de 14 ani prigonea pe unul înfășat, pe unul de 1 an. Ce prigoană putea să-i facă? Dar mie explicația așa mi-a fost. Dar când a văzut pe fiul roabe care a zis, izgonește. Și îmi spunea că în adunare sunt oameni firești și oameni duhovnicești. Și ăia firești râd de ăia duhovnicești. Iertați-vă că vă spun, mamele care au puțini copii sunt stare să le ironizeze, să râd de cele care au mulți copii. Surorile care se îmbracă provocator sunt în stare să râd de cele care se îmbracă decent. Acele care cântă firește râd de niște cântări mai duhovnicești. Asta explicația am primit-o cu ani de zile. Că cel ce s-a născut în chip firesc prigonea pe cel ce s-a născut în chip duhovnicesc. Și Doamne ferește că în lucrurile astea se întâmplă în adunare. Dumnezeu să ne dea pocăință, fraților. Că acum vorbim de taina evlaviei, da? Există riscul că cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Este câștigul evlaviei, neîndoios, da? Că evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Timotei 6,6, da? În Evrei, parcă 5,7 în jos spune acolo, El este acela care în timpul vieții sale pământești aducă rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi și fiind ascultat din pricina evlavie. Un om evlavios va fi ascultat de Dumnezeu. O femeie, o fată evlavioasă, când se pleacă pe genunchi și se roagă, Dumnezeu ascultă. Ăsta-i câștigul evlaviei, fraților. Da? Și în Timotei 4,8 spune că de prinderea trupească de puțin folos, dar evlavia are făgăduințele vieții de aici și a celei viitoare. Închei predica, o trecut timpul. Harul lui Dumnezeu ne învață. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim și ne învață să vorbim. Amândouă lecții sunt foarte importante. Ne învață cui să vorbim, ce să vorbim și cum să vorbim. Calitatea vorbei unui pocăit trebuie să fie o calitate superioară. Mă rog, Domnul, în seara asta să ne dea o vorbire înțeleaptă. Să ne dea o vorbire de oameni pocăiți. Amin? Harul ne învață cum să trăim. Detașați de trecut, să rupem cu păgânitatea și cu pofte, să trăim acum cu cumpătare, dreptate și evlavie și în viitor să așteptăm fericita noastră nădejde. Asta e nădejdea noastră, fraților. De ce mă lupt pe calea pocăință? De ce mă sălesc? Eu cred că Dumnezeu, Evrei 11,6, răsplătește pe cel care se apropie de El. Vine o zi a răsplătirilor. O cântare veche spunea, niciun picur de sudoare nu va fi de El uitat. Chiar dacă mai suferi, dacă mai rabzi, dacă mai ești ironizată, dacă ești bajocorită, dacă ești dată la periferia societății, stai liniștit, frate. În Exod 14,14 scrie, Domnul va lupta pentru voi. Stați liniștiți, amin? Și vine o zi a răsplătirii. Eu aștept fericita nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu. Plecăm acasă. Nu a fost predică de evangelizare, nu sunt evanghelist. Am vrut să vă spun numai că harul ne învață să vorbim și să trăim. Să fim atenți la astea. Amin.